Interes major la Buzău pentru meciul dintre SCM Gloria și fosta campioană CSM București din returul Ligii Naționale de Handbal. Se anticipează un meci cu sala plină săptămâna viitoare, când cea mai titrată handbalistă Cristina Neagu vine cu echipa la Buzău pentru returul din campionat cu Gloria. CSM nu are o amintire plăcută de la ultima vizită la Buzău, când echipa bucureșteană a pierdut campionatul, după ce Gloria a învins cu 29 la 21. Biletele au fost deja puse în vânzare, iar sute de buzoieni au cumpărat tichete online sau de la punctul de vânzare dintr-un supermarket din oraș. Bilete vor exista la vânzare și la sala sporturilor înainte cu o zi, dar și în ziua partidei. Având în vedere că SCM Gloria are un public numeros în tribune, în Liga Florilor, iar interesul pentru partida cu CSM București este foarte mare, conducerea clubului buzoian a decis să nu scumpească biletele, astfel că un tichet costă 10 lei.